crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM, astăzi pentru 1600 de euro. Sunt bani destul de mulți. Mm-hmm. Întrebări pe măsură în această dimineață. Andreea din București e cu noi. Bună dimineața! Bună, Andreea! Bună dimineața! Ce faci? Am emoții. Ai emoții. De unde? Să avem noi emoții, că avem de dat banii ăștia, dar tu de ce să ai emoții? Că am nevoie de ei. Păi uite, poți să-i faci just acum. M-a scris soțul meu ieri. Așa? Pentru prima dată și astăzi m-a sunat. Deci vă dați seama ce noroc. Deci eu nu pot să cred că soțul tău i-a spus: băi, am nevoie de niște bani, hai că te înscriu la un concurs. Cam așa. Ce bună e. Foarte bun. S-a înscris el și m-a scris și pe mine. Zic că te înscriu și pe tine că ești norocoasă. Da, okay. Și acum sunteți împreună? Nu în sensul dacă mai sunteți împreună, dacă sunteți împreună acum. Nu. Suntem împreună, noi, eu cu el și cu copilul. Ah, bravo. Copilul de 2 ani jumate. Deci, e prea mic. Lăsați emoțiile la cel mic atunci și voi concentrați-vă la răspunsurile pe care trebuie să le dați în dimineața asta, cât să luați banii ăștia mulți sau cât mai mulți dintre ei. Nu știu, poate voi decideți ce și cum face, aveți libertatea asta să hotărâți după fiecare răspuns corect dacă mergeți mai departe sau vă opriți. Important este să găsiți răspunsurile corecte în 6 secunde, da? Ok, Doamne ajută. Andreea, pe el cum îl cheamă? Pe soț? Sorin. Sorin? Da, Sorin. Sorin și Andreea, practic o să lucrați în echipă în dimineața asta. Răspunsul trebuie să vină, Andreea, de la tine, da? Chiar dacă el te-a înscris, tu ești titulara de post în dimineața asta. Eu sunt norocoasă, da. Bine, oameni buni, păi atunci hai să facem treabă, să luăm 1600 de euro, da? Ai vreo întrebare din ce au trimis ascultătorii? Da, prima întrebare de astăzi este una dintre cele primite de la ascultători, că am cerut mesaje cu idei de întrebări ieri. Bravo. Și am primit foarte multe și una dintre ele va fi chiar prima din această dimineață, Andreea. De la mine ai ceva? Nu. Ah, bine. 200 de euro. Andreea și Sorin, nu e greu deloc pentru 200 de euro. Sunt pregătită. Bun. Ce chimist rus a creat un tabel periodic al elementelor chimice, tabel ce-i poartă astăzi numele? Mendeleev. Și mai cum? Dimitri de Mendeleev. Bravo, mă! Ce uite, bravo. Băi! Asta cu... am făcut și mie în biologie. Păi nu ne-ai zis așa, că puneam întrebarea ailaltă din agricultură. Bravo, Andreea! Da. Era suficient răspunsul Mendeleev, aia cu Dimitri a fost așa, să ne mai distrăm. A vrut să te încurce. Ai 200 de euro, poți să dublezi banii ăștia. Da, mergem mai departe. E normal că mergem mai departe. Ai scăpat și de emoții acum? Nu prea. Hai mă, ce naiba. Vrei să vorbim cu Sorin? Vorbești cu... Nu merge. Nu. În concurs tu rămâi. Dacă vrei să mai vorbim cu Sorin, așa, ca să-ți mai treacă emoțiile. În concurs știu că eu rămân. Așa. Voi plecați la serviciu, adică vă ținem de întreabă, că noi avem timp. Sunteți colegi acolo la birou, așa îmi spune Sorin. Suntem colegi la birou? Suntem colegi cu Sorin? Da. În ce sens? De clădire. A, de clădire? De cafea și de țigară. N-am Noi înțeles. Nu fumăm și nu consumăm în afara clădirii. O fi cu colegi de pe aici, nu știu. Da, bravo, de bine. Păi și de ce nu-i la serviciu la ora asta? Da, chiar. Păi lucrează de acasă. Se am înțeles. Se mai duce așa 2-3 zile la birou. Am înțeles. Bine. Când am zis, tot îi văd pe băieții de la Europa FM, tot îi văd. Hai să scriu. Bravo, domnule. Ce, ce înseamnă? Și s-a și nimerit. Vezi? Foarte bravo, bine. Andreea, hai. 200 de euro, mergem la 400, da? Ok, da. 400 de euro. Nu cred că o să vă pună probleme întrebarea asta. Pentru 400 de euro, Andreea și Sorin, care este cel mai mare dintre cele 7 continente? Zi! Asia. Și ce ți-a luat atâta? Între ce și ce ai? Că te v-ați gândit la ceva.
Pentru... A, nu, 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 dar am stat așa. A, ai vrut să ne întrebi. Vezi că mai era o secundă. Nu trebuie să te grăbești. Nu trebuie, nu, corect. Dar ai cronometru, ai ceva, ți-ai pulsul sau ceva? A, nu, nu, nu. Felicitări. Ce pulsul. Chiar, iau-te că nu am cronometru, ia să pun cronometru. E, vezi că sunt 6 secunde, tu mai aveai o secundă acum. Așa repede a trecut? Trec repede secundele astea, ceva fantastic. Bravo, bravo, ai, ai răspuns corect, 400 de euro. Răspunsul a venit de la tine sau de la Sorin? De la mine. Am înțeles. Stai că acum mă gândesc dacă se merg mai departe. Nu, Sorin e numai cu înscrierea, n-are nicio treabă. Da, 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 e cu înscrierea. A fost un fel de secretar, l-a înscris. Îl văd, stă pe canapea acum tolănit, uită la Andreea. Ia. Fără de bani. Avem 400. Ai 400 de euro, Andreea, poți să mergi la 800. Eu sunt transpirată, vai de capul meu. De emoție. Hai, mă, Andreea. Păi nu știu, e ușoară întrebarea ca să merg mai departe? E pentru 800 de euro. Na. Păi e grea sau ușoară? Toate întrebările sunt ușoare. Și grele totodată. Depinde dacă știi pe răspuns sau nu. Știi că una peste alta, exact cum zice Luca, depinde dacă ai picat pe subiect sau nu. Sunt lucruri complicate pentru, habar n-am, pentru mine și care ar putea fi atât de simple pentru tine și invers. Da. Da. Deci depinde cum pici. Ai 400 de euro, poți să faci 800. Hai să te las să te gândești. Da? Și revenim în 5 minute. Faceți ședință. Ah, okay. Faceți okay, o ședință okay. Mică, da? Da? Fii atent, Andreea. Okay. Vă gândiți, da? Și pentru 800 și pentru 1600 eventual. Știi ce zic? Că nu mai facem încă o pauză. Bine, Andreea a câștigat 400 de euro, se consultă cu soțul și în 5-6 minute ne spune și nouă dacă merge mai departe sau nu. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM. 9 și 49 de minute, ne-am întors la dublu sau nimic și mă aștept ca Andreea să meargă mai departe pentru 800 de euro. Decizia e la ea, a câștigat 400 deja. Și la Sorin. Și la Sorin. Amândoi băgați. Da. Alo, Andreea? Bună. Bună. Ne oprim. De ce vă opriți? Băi, în mână nu-i minciuna. E foarte adevărat, însă ați câștigat 400 și pot fi 800. Ba chiar 1600, că sunteți la jumătate. Da, știu, știu. Mai lăsăm și la alții. E suficient. Dar tu de câți bani aveai nevoie? Nu, adică fără limită. De păi nu, lasă asta, nu câți bani îți dorești. Cât aveai tu nevoie? Că ai spus că aveai nevoie de niște bani. Adică te încadrezi în ăștia 400? Da, ne încadrez. Atunci, dacă te încadrezi, felicitări! 400 de euro sunt bani buni pentru Andreea din București și pentru Sorin, soțul, căci el a înscris-o la concurs. Hai să vezi ce-ai pierdut. Uite care Luca întrebarea la el. Și hai să vezi ce-ai pierdut sau cum ai și putut câștiga încă 400 de euro. Posibil ca la întrebarea asta să te fie ajutat în sfârșit și Sorin, el n-a prea contribuit la primele două. Concentrați-vă ca și cum ați fi în concurs și spuneți-mi ce manipulează acarul în domeniul căilor ferate. Șinele. Macazul, schimbă macazul. Asta. Macazul. Macazul ăsta ți-ar fi adus 400 de euro. Dacă rămânea doar cu șinele, iar îmi dădea dificultăți, îți dai seama. Ai văzut? Cine a luat decizia să vă opriți? Amândoi. Asta e bine. Bravo. Asta e mare lucru. Bravo. Ați scăpat de o ceartă. Felicitări. 400 de euro pentru Andreea din București. Îți mulțumim pentru că ai participat. Mulțumim pentru înscriere. Andreea, felicitări. Ne-ai luat banii. Ne auzim mâine dimineață, nu? 800 maxim. Da, puțin înainte de 7. Numai bine. Pa, pa. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.